Bună seara! Vă aducem și astăzi în atenție România de dincolo de granițele geografice și vă invităm să-i cunoaștem împreună pe cei care îi scriu povestea zi de zi. Imigrantul planetei este titlul unui volum de versuri lansat recent în orașul Vânturilor, la Chicago, acolo unde de peste 10 ani locuiește și creează Alina Celia Cumpan, poetă, editorialistă și fondatoare a ONG-ului cultural Authentic Society for Language and Romanian Culture. Îi spun bun găsit Alinei Cumpan, bucuroși de reîntâlnire! Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație! Mulțumim și noi foarte mult. Immigrant of the Planet. Interesantă cugetare și o temă universală, mă gândesc, în condițiile în care se pare că aproape toate populațiile planetei au migrat la un moment dat în istoria lor. Cel puțin așa arată studiile genetice. E un titlu ce a atras atenția atât celor de la editura cu care am semnat contractul în toamna anului trecut pentru a aduce de sub lumina tiparului acest nou volum de versuri. De ce Immigrant of the Planet? Pentru că, la modul general, cred că oriunde ne aflăm pe acest pământ, cu toții suntem în tranzit, exact. Într-un tranzit numit viață, iar în toate aceste tranziții ale vieții, sau din toate aceste tranziții ale vieții, am încercat să extrag ceea ce am considerat că e mai relevant, mai ales într-un an în care pașii ni s-au oprit, dându-ni se posibilitatea de a ne reinventa pe arte coordonate. Dar dincolo de titlul acesta cu foarte multe înțelesuri, care e povestea din spatele acestui volum de versuri scrise în pandemie? Volumul a fost scris în vara, toamna anului trecut și la finele volumului am decis ca din cele 52 de poeme incluse în acest volum să aduc o voce unică, o voce universală poeziei mele. Astfel am creat, am implementat un proiect mai amplu în spatele acestei cărți, în care am selectat cele mai vorbite 52 de limbi din lume, invitând 52 de imigranți din 52 de părți are globului pământesc, să-mi traducă câte un poem în limbile respective, beneficiind de subtitrare în limba engleză. Deci aștept și primesc în acest moment materiale filmate în mediul fiecăruia din Malaezia, Iordania, Germania, Italia, și cum vă spuneam, din 52 de părți ale lumii, scurte materiale video, încerc astfel să aduc un manifest de solidaritate între noi toți, într-o lume în care libertatea ne-a fost sugrumată. Acest manifest poetic dorește să deschidă porțile sufletelor noastre spre acel tărâm al frumosului, în care cu toții ne întâlnim, ne îmbrățișăm pe meridianul poeziei pentru a crea, pentru a lăsa o umbră de frumos în urma noastră. Așteptăm cu nerăbdare rezultatul acestei frumoase colaborări, un manifest poetic care duce, iată, mai departe povestea acestei cărți despre care vorbim, o carte despre căutări, descoperiri și redescoperiri într-o lume trezită la realitate. Acesta ar fi rezumatul prezentării în limba engleză, dacă nu mă înșel. Cum percepeți această trezire la realitate la care se face referire? Vedeți, în ultimul an, pentru că a trecut un an de când pandemia a lovit viețile noastre. În ultimul an am avut timp, foarte mult timp, să povestim mai mult cu noi înșine,
să ne reconfigurăm trăirile, simțirile, să ne regăsim în altă conjunctură decât am făcut-o până înainte de momentul pandemic. Eu cred că vor veni peste noi timpuri în care mulți se vor întoarce spre lume, spre normalitate, dacă o să mai fie o normalitate ca înainte, puțin schimbați. Și mai cred că mulți dintre noi nu se vor mai întoarce. Am mulți prieteni, foarte mulți prieteni, care și-au îmbrățișat atât de mult singurătățile în ultimile luni, încât îi văd privind spre lume, spre libertate, cu alți ochi. Sunt curioasă și eu cum ne vom retrezi. Da. Dar trezirea internă aduce schimbări. Aduce schimbări atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv în societate. Pe dumneavoastră, cum v-a schimbat până acum această criză? Mi-a dat posibilitatea să mă întorc spre scris. Mi-a dat posibilitatea să mă întorc spre lectură, să mă bucur și să prețuiesc mai mult timpul petrecut cu băiețelul meu, cu cei dragi mie. Și mi-a dat din nou ocazia să descoper viața cu alți ochi. Nu m-am gândit niciodată că voi avea ocazia să stau și să mă gândesc cum ar fi ca într-un moment de amorțeală, de plictiseală, să începi să te joci inclusiv cu propriile dureri, metaforic vorbind. Este și titlul unei piese de teatru pe care ați realizat-o în timpul pandemiei, dacă nu mă înșel, Joacă-te cu durerile. Da. Joacă-te cu durerile. Prima piesă de teatru pe care am adus-o la viață. Lucrez acum cu trupa de teatru Roa Teatru din Chicago, să o punem în scenă. Sperăm ca în toamnă să fie în sala de teatru, să fie pusă pe scenă. Este un monolog al durerilor pe care fiecare dintre noi le avem și le-am avut, dar nici care dintre noi nu le verbalizăm. Este o piesă a marilor întrebări și este o piesă în care metaforele umbrelor se joacă gândurile noastre. Sunt un imigrant al planetei, dar spiritul meu e cetățean universal. Sper că este corectă traducerea, dar povestea dumneavoastră de emigrant, nu am spus-o încă și vă rog să ne spuneți cum a început. Povestea mea a început în urmă cu aproape 11 ani, în septembrie 2021, se vor împlini 11 ani de când am părăsit România fizic. Nu cred că am plecat niciodată de acasă. În tot acest interval, spuneam la un moment dat, am stat cu sufletul parcă în profil, privind spre casă și spre acasă. Au fost anii mei bilingvi, anii în care m-am reinventat, anii în care mi-am permis să mă rătăcesc ca să mă găsesc. Au fost anii în care am simțit că de aici, de unde sunt, pot face mult mai mult decât am făcut acasă fiind, pentru țară, pentru cultura românească, pentru tradiții, pentru identitatea națională. Și sper că am reușit, alături de echipa pe care o am în Chicago, să aducem România un pic mai aproape de noi și să trimitem mai departe de noi dorurile care de multe ori ne îmbrățișează
gândurile și simțirile. Ați scris, de altfel, o postare foarte frumoasă de curând în care vorbiți despre aceste doruri, dar și despre gândul reîntoarcerii acasă, în Banatul copilăriei. Nu mi-am verbalizat niciodată dorurile și probabil le-am ascuns sub preș pentru a nu aduce mamei mele o greutate sufletească mai mare decât o avea. Ei bine, după 10 ani, sunt pentru prima dată în momentul în care îmi permit să-mi verbalizez această dorință de a mă reîntoarce acasă, într-adevăr. Nu știu în ce măsură o voi face, dar știu că bătrânețile mă vor prinde acasă. Mai este mult timp până atunci. Trăim o vreme în care ne este greu tuturor să vorbim despre planuri, mai ales despre planuri pe termen scurt și mediu, dar cu siguranță veți reuși să purtați România în suflet, indiferent unde v-ați afla. Și vreau să ne spuneți dacă ați pregătit ceva special pentru perioada următoare, pentru românii din Chicago, din America și nu numai. Deocamdată suntem încă sub restricțiile pandemice în crearea evenimentelor față în față. Datorită acestui fapt, ne vom axa activitățile doar pe Zoom-uri, pe mediu online. Nu ne permitem deocamdată să ne facem planuri mari. Am depus în parteneriat cu două instituții teatrale din România, una din capitală și una din provincie, două proiecte la Departamentul Românii de Pretutinde. Așteptăm să vedem în ce măsură acestea vor fi aprobate sau nu. Se pregătesc câteva evenimente în parteneriat cu Minions of DC și Bogdan Banu pentru luna iunie, pentru Ziua Copilului. Nu ne rămâne decât să vă ținem pumnii, să vă dorim mult succes și multă energie, mult entuziasm în continuare. Mulțumim foarte mult și vă așteptăm acasă! Vă mulțumesc din suflet! Să ne revedem cu bine! Vă prezentăm în continuare portretul unei artiste care, deși a ales să creeze și să locuiască în Italia în urmă cu peste 30 de ani, nu s-a îndepărtat spiritual de locul care a format-o. Liliana Vădva și Claudiu Petringenaru ne invită în universul Doinei Botez, artist plastic cu o bogată activitate profesională și multe participări la expoziții internaționale. Pe una dintre arterele Romei, într-o casă în stil mediteranean, există un loc minunat unde culorile, pasiunea și creativitatea se împletesc și formează o oază de frumusețe. Un spațiu generos și luminos unde pictorița Doina Botez dă frâu liber imaginației și culorilor. Doina Botez trăiește la Roma de peste 30 de ani, dar vorbește și simte perfect românește. Când am contactat-o pentru interviu, știam multe despre ceea ce a realizat de când este în Italia, dar am vrut să-i facem o vizită pentru a vedea modul în care își împarte viața între pictură, pasiunile sale și familie. Am fost primiți în atelierul său de creație și am fost plăcut surprinși de cadrul la fel de creativ amenajat precum vocația pe care și-a ales-o. Am descoperit un atelier casă în care pânzele, emoțiile și culorile se amestecă pentru a crea simțiri. Încercând să aflu coordonatele fundamentale ale biografiei sale artistice, am descoperit un parcurs ascendent caracterizat de o evoluție personală dinamică și coerentă. Cine este Doina Botez? Doina Botez este născută în România și a ajuns în Italia de vreo 30 de ani. Am studiat arte plastice în Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, secția de grafică, însă pasiunea mea în continuare s-a îndreptat către pictură. După absolvirea facultății, a lucrat la studioul Anima Film. A fost o perioadă importantă de acumulări profesionale și de cunoaștere a unor noi ramuri artistice. A realizat lucrări în domeniul picturii, graficii, ilustrației de carte pentru copii, desenului și scenografiei de film animat.
În opera sa, artista exprimă anumite aspecte tragice ale dictaturii din acei ani, culminând cu ilustrațiile versurilor poetei dizidente Ana Blandiana, pentru care a primit avertismente. Autoritățile comuniste i-au interzis orice activitate profesională în domeniul ilustrației de carte. Acesta a fost momentul crucial care a determinat-o să ia decizia de a părăsi țara natală. Toate aceste desene au fost interpretate, mai ales ăsta, ca fiind o aluzie la dictatura ceaușistă și deci mi s-a tras totul, în fine. În noiembrie 1989, cu doar o lună înainte de căderea regimului comunist, pleacă în Italia cu inima plină de vise și speranțe. Deja de la graniță mi s-a deschis un cer senin în față, pentru că dacă până la granița italiană am avut probleme, deci am avut probleme în România, am avut probleme cu securitatea, am avut probleme cu ieșirea, cu pașaportul, cu așa mai departe, în Iugoslavia, de asemenea, am avut niște momente de teroare. În fine, am ajuns la granița italiană și la granița italiană, într-o zi însorită, mi s-a urat până la urmă drum bun și succes la expoziție, dar așa, cu o căldură nemaipomenită, care mi-a creat o stare bună de optimism și care m-a făcut să reușesc să merg non-stop până la Roma. Când a ajuns prima dată la Roma, a înțeles că aici este destinul său. Desigur, provocările au fost multiple, dar, prin muncă, pasiune și talent, și-a creat propria poveste, cea de artist vizual în Italia. Acum viața ei este plină de culoare și parfumată cu miros de ulei, acrilic și alte asemenea pe care le savurează cu plăcere. Este unul dintre cei mai apreciați artiști plastici, având o bogată activitate profesională. O carieră impresionantă vorbește de la sine. De exemplu, are peste 30 de expoziții personale. Lucrările sale sunt expuse în galerii de specialitate și muzee de artă sau în colecții particulare din întreaga lume. Asta înseamnă recunoaștere, evoluție și notorietate. Este totodată și primul artist plastic român contemporan care are un album monografic editat de editura Schira, care cuprinde activitatea ei ca pictor și grafician în perioada anilor din Italia. Cea mai importantă expoziție din toată cariera mea până acum este expoziția de la Muzeul Național Castel Sant'Angelo, pentru că sunt puțini artiști care au reușit să facă în timp expoziția acolo. A fost o onoare și o mare, mare satisfacție. Un alt eveniment foarte important este tipărirea acestui album, care este o monografie a perioadei mele profesionale în Italia, începând deci din 89, când am ajuns, până în 2013. Acest catalog intitulat Il corpo dell'immagine, corpul imaginii, este ideat de criticul de artă Flaminio Gualdoni, care a făcut și textul și în fine, analiza lucrărilor și s-au urmărit evoluția, pentru că evident am avut o evoluție de când am intrat în lumea occidentală și am lucrat practic neîncetat. Evoluția a fost inevitabilă și asta se vede foarte bine în acest album, care este editat de editura Schira, editură foarte importantă pe plan mondial, fiind una dintre cele mai mari edituri care tipărește cărți de artă și care este importantă în mod special pentru mine, pentru că de fiecare dată când o iau în mână, mi-aduc aminte că la examenele de istoria artei în București se priveau, se făceau teste după un album foarte gros, mare, editura Schira. Deci, vă dați seama ce a însemnat pentru mine să am o carte tipărită în editura după care eu învățam, după cărțile ei. Doina Botez își exprimă sentimentele, trăirile și emoțiile prin culorile dure și sumbre, dar și nuanțele luminoase, în dialog permanent cu armoniile nelipsite de tensiune ale culorilor. Tema dominantă este metamorfoza, în tandem cu stările emoționale și discursul creator al artistei.
Individualitatea creației Doinei Botez o găsim în acest joc subtil, echilibrat de culori. În ritmul compozițiilor ce dezvoltă forță interioară. Artista pictează doar atunci când are inspirație, când are gânduri și emoții frumoase, pentru că vrea ca operele sale de artă să radieze energie pozitivă. Cel mai mult cât ați lucrat la un tablou? Nu știu. Pentru că lucrarea poate să fie acum începută și nu mă blochez la, într-un anume moment, după care nu mai știu, o întorc, o depozitez undeva, mă apuc de altceva și după un timp, dacă o revăd, pot să am ideile mult mai clare și să o... De fapt, cam așa se întâmplă în mare parte. Deci e greu să calculezi un timp anume. Încă n-ai cum. Nu. Poate să fie, așa cum poate să se întâmple ca la o grare mică, să mă chinuiesc foarte mult, să nu iasă, deși, nu iese, deși e mică, deși pentru cineva din afară pare că dacă e mai mică e mai ușor. Nu e așa. Deci nu ține nici de dimensiune, nu ține de nimic. Iese sau îți merge bine, jnur totul, poate să meargă, să se termine în câteva zile. Așa cum pot să o iau, să o pun, să o întorc, să mai lucrez, iar nu mi-a plăcut, iar am pus-o, o iau după câteva luni, mai lucrez. Multe dintre operele sale au fost distinse cu numeroase premii, în România și în Italia. Dar în conștiința artistică și în sufletul Doinei Botez, două dintre ele sunt mai aproape de inimă. La solicitarea Guvernului României, pictorița a realizat o transpunere pe pânză a valoroasei miniaturi Madonna Romena, Maica Domnului cu Ie, dintr-o veche carte de cult românească. Tablou dăruit Papei Ioan Paul al II-lea cu prilejul vizitei la București. Reprezintă o interpretare a icoanei, a unei Madone, într-un manuscris foarte vechi, secolul XIV-XV. Și este foarte importantă, este foarte importantă pentru că pe vremea aceea cineva a executat o miniatură cu o Madonă îmbrăcată în troie populară românească. Al doilea premiu de suflet este recunoașterea din cadrul Galei 100 pentru Centenar, organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care în anul centenarului a premiat 100 de români din toată lumea în semn de recunoștință pentru valoarea adusă țării prin activitatea lor profesională. Ce a reprezentat pentru dumneavoastră această distincție? M-am simțit onorată, m-am simțit mândră că am făcut parte din acei 100 de români importanți de pe glob. Cred că, în realitate, în toată lumea asta sunt mult mai mult de 100 de persoane care au realizări extraordinare. Deci suntem aleși o mică mână, dar nu neapărat singuri din mulți alții care sunt foarte, care merită aceleași recunoașteri. Artista ne-a dezvăluit și ce face atunci când nu pictează. Dacă dorește să se recreeze, merge pe terasa plină de plante de care are grijă zilnic și de care este foarte mândră. Aici este într-adevăr o oază de relaxare, un loc unde te poți elibera de stresul zilnic, o evadare din cotidian. Mai aveți timp de hobby-uri? Cum să nu? Grădinăritul. Îmi place grădina care poate să am văzut puțin. Îmi plac plantele, îmi place natura, îmi plac animalele. Pe vremuri aveam și un cățel care trăia cu mine în România și după aia cealaltă jumătate a vieții a venit în Italia și el. Hobby-ul, cititul, îmi place mult să citesc. Încerc să îmi rup timpul cât pot, să-l împart între toate aceste plăceri, hobby-uri. Lectura, de fapt, mai mult decât un hobby, e o exigență. Am mai înțeles că tablourile sunt mai întâi visate, adică imaginate, iar venirea lor în lumea fizică este doar o chestiune de timp, că inspirația poate fi și un singur vers dintr-o poezie. Nu ne-am apropiat de Chevalet, nu am reușit să o convingem să picteze pentru noi, deși eram curioși. Dar am înțeles că acolo era un secret știut doar de ea, pentru că actul de creație pentru Doina este special și intim și are nevoie să fie singură pentru ca lucrarea să aibă un impact emoțional, să spună ceva.
Vorbim în minutele următoare cu unul dintre muzicienii talentați ai României, care s-a simțit nevoit să părăsească țara în anii 90 și care a reușit să-și continue cariera muzicală în Germania. De-a lungul anilor a păstrat legătura cu muzicienii din țară și cu membrii diasporei muzicale românești, împreună cu care a continuat să colaboreze. Videoclipul Străin printre străinii, lansat în plină pandemie, este rezultatul unei astfel de colaborări. Autorul său, Cristian Podrațchi, ne oferă detalii de la Berlin. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara tuturor! Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Și înainte de a vorbi despre melodia trupei Abra, Străin printre străini, care a fost urmărită în mediul online de foarte mulți români din diaspora, aș vrea să spunem pe scurt povestea dumneavoastră de Străin între străini. Când ați simțit cel mai puternic acest sentiment? Dacă ascultați piesa, textul spune cam tot. Deci spune cam cum se simte cineva care vine din România, mai ales după anii 80 ai comunismului, care erau cei mai aprici, să zic așa, când te trezești odată în Occident, în Berlinul, plin de lumini. Și așa m-am simțit și eu când am venit aici acum 30 de ani, 31 de ani deja. Și mi-a fost destul de greu. A început, în final m-am acomodat și m-am obișnuit și încă țin legătura și sunt în România de 5-6 ori pe an și fac și acolo foarte multă muzică, cât pot, cât se poate. Ați reușit însă să vă adaptați și să vă faceți remarcat destul de repede și în Germania. Au existat, evident, și momente dificile, așa cum spuneați. Da, s-a întâmplat vreodată să regretați plecarea din România? Ați face aceeași alegere și acum? Nu sunt sigur. Nu știu dacă aș mai face încă o dată. Probabil, după cum, nu știu, deci sufletește, sunt acolo, mă simt acasă mai mult în România. Aici am o viață foarte faină și mi-am făcut-o eu. Am un cocon așa în care mă simt eu bine, cu ale mele, dar România, acolo sunt prieteni adevărați, acolo sunt prietenii din copilărie, care ăia sunt prieteni, ăștia de aici sunt mai mult cunoscuți, și, dar prietenii ăia cu care te simți bine acolo sunt și familia și așa mai departe. Așadar, locul în care nu vă simțiți străin este acasă, la Timișoara, chiar dacă locuiți la Berlin, unde lucrați în calitate de grafician, dar așa cum spuneați, continuați să faceți muzică alături de prieteni. Cum se îmbină cele două profesii? Eu sunt ilustrator și grafician, fac și campanii de publicitate, lucrez de acasă, îmi pot împărți timpul cum vreau eu, mă duc cu câinii mei la pădure, la lacuri și în ultimul timp, cu vârsta, prioritățile se schimbă și chiar nu prea am chef să mai repet prin garaje și prin tot felul de săli din astea obscure. Am lăsat-o mai moale cu muzica în ultimul timp și fac numai muzică cu prietenii mei din România, cu care, într-adevăr, am o altă legătură. Dar ați avut realizări frumoase și în afara țării și cu muzicienii din Germania și nu numai. De exemplu, știu că alături de Poems of Leila ați înregistrat un album la Londra. Care sunt realizările de care sunteți cel mai mândru în cariera muzicală? Cum să spun, eu am fost și la Poems for Lyle, am făcut în studioul lui Phil Manzanera de la Roxy Music, am fost acolo, am avut la Atlantic Records, am stat vreo 3 săptămâni și am înregistrat un disc care s-a masterizat în studioul lui Brian May. Deci am avut multe chestii foarte faine și niște amintiri extraordinare în perioada aia, dar în tot timpul ăsta, eu sunt aici pe 19 albume în Germania, dar cam peste tot sunt mai mult muzician de studio, deci aici am fost cooptat pentru un turneu, am fost angajat pentru chestia asta. Am putut să și trăiesc câțiva ani din muzică, destul de bine, dar până la urmă, a doua mea pasiune, ilustrația, s-a dezvoltat foarte puternic în ultimii ani și îmi place foarte mult ceea ce fac acum și îmi place și foarte mult viața pe care o am acum și dacă mă trage inima să fac muzică, o fac cu români, cu mult mai mult drag.
Și cu pasiune vă întoarceți cât puteți de des, așa cum spuneați, la Timișoara, acolo unde a început povestea dumneavoastră de muzician. Să le reamintim celor care ne urmăresc că în anul 1980 ați înființat trupa Impact, ați cântat cu Promuzica și cu Abra, trupa dumneavoastră de suflet. Așa. Sunt trupe de care poate cei din generațiile tinere au aflat, nu știu, de la televizor, poate din cărțile și emisiunile colegului nostru, Doru Ionescu, căruia trebuie să-i mulțumim și noi pentru prietenie și pentru faptul că ne ajută să cunoaștem atât de mulți muzicieni importanți și interesanți. E un om extraordinar, Doru, și omul ăsta e o enciclopedie, deci ce știe el și... Deci, cum să spun, eu urmăresc scena asta muzicală din anii 70, dar Doru mă uimește tot timpul din nou de câte ori ne întâlnim. Din păcate, ne întâlnim foarte rar, mai la un festival sau prin București, când sunt eu, prea rar ne întâlnim, dar eu l-admir foarte mult pe Doru. Da. Spuneam că sunt trupe pe care generațiile tinere le cunosc poate mai puțin și care au reușit să facă muzică bună în condiții nu tocmai prietenoase în timpul comunismului și vreau să ne povestiți despre ce însemna să fii muzician într-o trupă rock în acea perioadă. Era foarte greu să procur un instrument bun. Îmi aduc aminte, eu aveam o chitară bass Fender și când eram la un festival, cânta jumate de festival pe basul meu, că ăștia aveau toți chitări reghi în românești și sigur că vreau să cânte pe basul meu și le dădeam basul să cânte la toți care vroiau. Deci așa erau, cum să spun eu, era o prietenie între trupe și țineam unul la altul foarte mult și aveam contact. Nu erau atâtea posibilități ca acum. Mergeam în turnee cu radiatorul după noi, că era un frig în hoteluri și dacă nu aveai coneac cu Ovidiu la tine, înghețai acolo. Deci era... Revenind la Abra, trupa dumneavoastră de suflet, așa cum o numiți, ce amintiri memorabile aveți în legătură cu Abra? Am început în 5, până la urmă am rămas 3, pentru că al patrulea a pierdut trenul la un festival spre Craiova și am reorchestrat în tren toate piesele și de atunci am rămas în trio și așa am continuat foarte mulți ani, după care am făcut o pauză pentru că eu și cu Adrian Dino am plecat după Revoluție în Germania și ne-am reîntâlnit, nu știu, vreo 15 sau 20 de ani mai târziu și am făcut albumul La frumusețea ei. Ne-am zis, hai să punem totuși pe disc piesele pe care le-am avut în anii 80 și Străin printre străini este, cred că singura care este nouă din tot albumul ăla, în rest sunt numai piese vechi și albumul meu de suflet, care datorită lui Doru Ionescu a fost reeditat acum 2 ani, se găsește la Cărturești, cred că încă. Cum a apărut ideea acestei piese? Pandemia de anul trecut, tot vorbeam cu tot felul de prieteni care stau în Franța, în Germania, în Suedia, și vorbeam cu ei, uite că niciunul nu mai cântă live și erau toți, în fine, povesteam așa. Și atunci mi-a venit ideea, uite, piesa asta să-i rog să mimeze câte un vers sau câte un refren fiecare și să se filmeze cu un telefon, cu o cameră, cu ce au ei să se filmeze. Și majoritatea au fost imediat de acord și mi-au trimis clipul în 2-3 zile, am avut clipul și am putut să fac montajul. Vă rog să îmi permiteți să invit și pe cei care ne urmăresc să vadă acest videoclip în cazul în care nu au făcut-o. Străin printre străini, Abra. M-am trezit străin printre străini, am de toate, am și multe frici. Locul nu-mi aici. Îmbuibat în stil occidental, joc mereu același dublu rol. Rol de suflet gol. Sunt doar un străin, genial cretin.
Ziua sunt o piesă din sistem, seara calculez la un pahar. Raportul leu dolar. Sunt cu tot și sunt al nimănui, știu ce-i Porsche, știu ce-i un Trabant. Un videoclip inedit așadar, care include multe personalități din diaspora muzicală românească. Cum a fost colaborarea cu ei și cum ați reușit să realizați acest videoclip în plină pandemie? Majoritatea sunt mai mult sau mai puțin timișoreni. Este Raul Dudnic, care a fost basist la Cargo și acum trăiește în Toronto, are o misiune de în limba română. Pe urmă sunt membrii trupei Impact, pe urmă sunt de la Metamorph, deci trupe din Timișoara ai anilor 80, Adi Popescu și Tibi Ladner și Dora Protesei, cu care încă ne vedem în Timișoara, pentru că Doru cântă cu Promuzica. Deci ne întâlnim întotdeauna și avem și contact și uite așa, așa s-a născut ideea. Da. Stăteam anul trecut, chiar n-am avut niciun fel de... Eu n-am cântat live de mai bine de un an, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii 35 de ani. Și am făcut mai multe videoclipuri pentru Resident X, am făcut Lasă-mă să zbor, am făcut mai multe și cu Impact, iarăși am reluat activitatea și am făcut Omul de zăpadă, iarăși un clip făcut de Vali Potra. Spuneați că ați fost impresionat de ajutorul primit din partea românilor din diaspora. În ce a constat acest ajutor? Și nu numai din partea românilor, dacă nu mă înșel. Pe mai mult sau mai puțin de a muzicienilor care au participat, la asta m-am referit. Că toți au pus umărul și m-au ajutat și unii care nici nu mai puteau intra în clip, că erau mai mulți care, cum să spun... Sunt vreo 20 sau 25 care apar în clip. Textul nu era mai lung. Dacă era textul mai lung, mai apăreau câțiva. Dar textul e cum e, are 3 sau 4 strofe și fiecare vers este cântat de o persoană. Fiecare vers sau fiecare refren. Da. Și noi n-am cântat, noi ne-am abținut, i-am lăsat pe ei să cânte pe toți și noi apărăm acolo în clip numai cu instrumentele, dar în rest sunt... Și foarte fain, Doru Apreotese era în Thailanda și apare de două ori și odată cu mască și, în fine, de peste tot mi s-au trimis clipuri și mi s-au trimis clipuri și
Au fost multe dovezi de solidaritate. Citeam, de exemplu, că pentru a trimite filmarea necesară videoclipului, unul dintre participanți, dintre muzicienii care locuiesc la New York, a primit chiar ajutor din partea polițiștilor newyorkezi, pentru că erau restricții, dar iată că a fost solidaritate. Erau demonstrații la New York în ziua aia pe Times Square și poliția a deviat demonstrația ca Ramon Radosav, care a fost basist la Cargo și trăiește în New York, să poată să filmeze fix pe Times Square, cu Times Square-ul gol, versul pe care l-avea de cântat. Asta a fost foarte... foarte amuzant. Felicitări încă o dată pentru inițiativă și dacă pe timp de pandemie ați reușit să faceți atât de multe și să reuniți, iată, în mod paradoxal, muzicieni români din toate colțurile lumii, ce vă propuneți pentru anul acesta? Sper să se termine pandemia. Acum mai am încă în lucru un video cu Resident X și imediat după pandemie, sper să putem să cântăm live cât mai mult. Timișoara va fi anul viitor, cred că, capitala culturală europeană, da. Și sper să se întâmple mai multe în Timișoara decât în trecut și, în mod sigur, vor fi foarte multe cântări acolo și va fi un happiness orașul ăla, sper. E, de fapt, tot timpul. Pentru mine, cel mai frumos oraș. Dar... în două săptămâni oricum mă întorc și am să fiu acolo și vreau să merg și la festivalul de la Gărâna și așa mai departe, dar sper să se termine pandemia asta odată, să scăpăm de ea ca să rulăm un pic. Da, cu toții sperăm acest lucru. Vă mulțumim încă o dată, Cristian Podrațchi. Vă așteptăm cu drag acasă și vă mai așteptăm și la TVR Internațional. Numai bine! Mulțumesc mult și la revedere! La revedere! Spunem în continuare povestea unui interesant, prolific și apreciat proiect dedicat pictorilor români contemporani, de la lansarea căruia se împlinesc anul acesta 20 de ani. Peste 100 de pictori români au participat la proiectul inițiat de Asociația Soleil de l'Est din Franța, condusă cu mult entuziasm de domnul Michel Gavaza, căruia îi spun bună seara, bine v-am regăsit! Bună seara, bine v-am regăsit și eu și bună seara telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune. Asociația Soleil de l'Est are o tradiție de peste două decenii, spuneam, în promovarea schimbului cultural între statele este europene și a creației artistice din acest spațiu la nivel internațional. Prin vernisajele pe care le-ați organizat în întreaga Europa și nu numai, cum simțiți toate aceste realizări? Toate aceste realizări le simt ca ceva normal și logic, pentru că noi ne-am implicat de la început și practic este munca noastră, atât a mea, cât și a celor de lângă mine și în primul rând ai membrilor familiei mele. Am fost mereu perseverenți și deschiși către pictorii români și nu numai, avem și pictori din Rusia, Polonia, Bulgaria și din alte țări din Est. Dar prioritar ne-am concentrat activitățile noastre pe pictorii români și cea mai valoroasă și bine primită activitate a fost proiectul rezidențelor de artiști. Anul acesta se împlinesc 20 de ani chiar de la lansarea rezidențelor de artiști, prin care numeroși pictori români au intrat în contact cu cultura europeană și cu cea franceză în special. Dar care a fost motivația din spatele acestui proiect în anul 2001, atunci când l-ați lansat? Prin anii 1900, înainte de 2005 ani, deci prin 95-97, noi am contactat o mulțime de pictori români din generațiile mai vechi și mai noi, atunci la vremea aceea, și am adus în Franța tablouri de ale lor ca să le expunem. Am realizat o mulțime de expoziții aici, în zona noastră unde locuim, la Tours, și după aceea le-am dus înapoi tablourile și am făcut o expoziție gigantică la Brașov, în orașul nostru de origine, în sala Victoria, și expoziția s-a numit Întoarcerea ambasadorilor, ambasadorii culturali, între ghilimele, ai României. După care pictorii mi-au spus: domnul Gavaza, ați dus tablourile, dar nu vreți să ne aveți și pe noi în Franța?
Eu știam chestia asta mai de mult, căci visul fiecărui pictor din România, îndeoseb și din alte țări din Europa de Est, este ca să sejurneze un timp, câteva zile, câteva săptămâni în Franța, pe urmele înaintașilor impresionismului, cubismului, fovismului și a altor orientări artistice și pe urmele înaintașilor români, Grigorescu și Andreescu, de la Barbizon. Și atunci, iarăși cu membrii familiei mele, ne-am gândit cum să facem mai bine, ce programe să facem și ne-a ajutat și primăria din Tur, unde noi locuiam atunci. Și mai ales a fost un domn acolo, Jean-Pierre Goloșar, adjunct al primarului la relații internaționale și cultură. Și împreună ne-am gândit cum să ne organizăm mai bine. Și organizarea cea mai bună a fost în felul următor: să chemăm câte 4-5 artiști, nu mai mulți, și să-i ținem 2 săptămâni sau 4 săptămâni aici în Franța. Și după aceea am făcut fel de fel de programe de vizite. Vizitele culturale au fost la muzee din Tour, Orlean, și am fost și la Paris, la Louvre, la Musée d'Orsay, la Centre Pompidou, și de asemenea am văzut centrele vechi ale orașelor Tour și Orlean, castele de pe Valea Loarei și cele 2 unități de învățământ superior de aici din zonă, de la Școala Superioară de Arte Frumoase din Tur și Institutul de Arte Vizuale din Orlean. Deci am avut ce umbla, noi am avut un foarte bun primire la aceste instituții, ne-au așteptat muzeografi, ne-au explicat, cineva din noi făcea traducerea pentru pictorii care nu știau prea bine franceză și uite cam așa am început începând din 2001. Experiențe de neuitat, cu siguranță au existat și lucrări de artă plastică realizate de acești pictori sub influența impresiilor și a emoțiilor acumulate pe parcursul acestor rezidențe. Așa este? Da, convenția cu pictorii a fost, convenția și eu, a simțit nevoia ca între 2 vizite culturale să imortalizeze pe pânză impresiile și emoțiile trăite. Așa că lucrările care el a creat aici în Franța sunt cumva pe viu create, adică în sensul că sunt exact primele impresii după ce ele au văzut castele, peisaje, urmele pictorilor impresioniști și a celor români de la Barbizon. Și în felul acesta noi am putut să avem o colecție de tablouri, o colecție foarte mare, cred că suntem cea mai mare colecție de pictură contemporană română din Franța, poate și din Europa, în afara României, bineînțeles, și cu această ocazie avem ce prezenta în expoziții, fără să ne ducem în România să mai căutăm tablouri pe la picturi, ci avem tablourile aici pe loc, lucru ce este foarte, foarte valoros din punct de vedere al posibilității de a organiza rapid o expoziție. Dar ați prezentat și în România lucrările realizate de pictorii români în Franța. În România, pictorii vin cu lucrări recente, lucrări un fel de reflex al celor ce au văzut ei în Franța sau variante după lucrări care le-au deja efectuat. Foarte puține lucrări am transportat din Franța în România, e complicat cu mașina, cu transportori, cu fel de fel de asigurări, taxe și așa mai departe. Și atunci am convenit cu pictorii din România să facă ei lucrări cumva asemănătoare cu cele ce le-a făcut în Franța și am convenit în România și o echipă de curatori care este aceeași de mulți ani de zile. Este Valentin Tănase, care e pictor și directorul studioului de arte al Armatei. Este Daniel Crăciun, care este și pictor, și Victor Dima, de asemenea și el pictor din gruparea noastră intitulată Soleil de l'Est. Deci cu acești 3 curatori, noi organizăm toate expozițiile din București. Ați reușit în anul 2020, chiar în timpul pandemiei, să realizați și o retrospectivă a pictorilor români din această grupare artistică Soleil de l'Est. Care au fost reacțiile? Noi avem o relație destul de corectă și admirativă cu Centrul Internațional de Conferințe,
de la Palatul Parlamentului, care gerează sala Constantin Brâncuș. Și din 2 în 2 ani organizăm acolo o retrospectivă gigantică cu aproape toți pictorii din grupare, plus avem și lucrările la pictorii decedați. Asta în semn de a prețui lucrarea lor, de a aduce un omagiu creației acestora și de a-i avea mereu, ca și cum ar fi în viață, lângă noi, lângă cei actuali. Expoziția a fost vizibilă publicului bucureștean, care a fost foarte impresionat și care a fost plăcut, i-a plăcut să vadă tablouri în această perioadă de restricție. Arta trebuie să circule pentru a fi cunoscută. Este convingerea cu care, în urmă cu 20 de ani, ați lansat acest proiect. Ați organizat numeroase expoziții ale artiștilor români în Uniunea Europeană. În ce măsură și în ce mod a afectat criza sanitară activitatea asociației în ultimul an? Noi anul trecut am avut vreo 4 expoziții programate, din care una a fost cea de la București în noiembrie, care a fost ținută în condițiile care v-am spus. Și am mai avut încă vreo 2-3 în Franța, care am ținut numai una din ele. Acea expoziție s-a chemat Pictori români și ruși, lucrări pe hârtie. Deci am prezentat exact 100 de acoarele, litografii, desene și așa mai departe, lucrări pe hârtie, într-o sală de expoziție aici unde noi locuim, la Saint-Cyr-sur-Loire, lângă orașul Tours, și care expoziția a fost la începutul lunii martie, exact cu o săptămână înainte de a începe pandemia asta. Deci am profitat cumva de această perioadă și expoziția a avut un deosebit succes. Am expus majoritar acoarele și alte lucrări pe hârtie realizate de pictori români, dar și cam 20% de pictori ruși, printre care și cei doi artiști pseudo-moldoveni, să zic așa, Bekov și Bogaciov. Pregătiți o lansare de carte, dacă nu mă înșel, pentru perioada următoare. Avem mai multe cărți în pregătite materialele, manuscrisul, să zic așa, cu imagini, cu fotografii, dar e mai dificil cu finanțarea. Din păcate, Ministerul Culturii nu ne cunoaște sau nu ne cunoaștem de ajuns, nu ne-a prea ajutat, adică nu ne-a ajutat chiar deloc. Avem un partener bun și de lungă durată, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Și anul acesta am depus cerere de finanțare pentru o lucrare, un album, cu toate expozițiile noastre de la începutul începutului. Ce vă propuneți pentru anul acesta și pentru Deci, perioada pentru anul următoare? acesta, dacă lucrurile se normalizează cu pandemia, avem iarăși o mulțime de activități. Avem o rezidență de artiști aici, lângă noi, pe Valea Loarei, în localitatea Luin, la care vor veni 8 pictori din diferite țări: România, Franța, Germania, Israel și Statele Unite. Ei vor fi în 2 serii de câte 4 pictori. Și tot la Luin avem și o expoziție, după care avem o expoziție la Paris și una la Haga și alta la București, la Teatrul Național, va fi în luna noiembrie. Acum să sperăm că nu se va agrava prea tare treaba cu pandemia, ca să fim împiedicați complet să facem ceea ce ne-am propus. Sperăm și noi să puteți duce la îndeplinire tot ceea ce v-ați propus. Vă mulțumim încă o dată, domnule Michel Gavaza, și vă dorim mult succes. Numai bine! Și eu vă mulțumesc mult! Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii A doua Românie. Până săptămâna viitoare, toate cele bune!